Haideți să ne ridicăm și să venim înaintea Domnului cu rugă. Părinte Ceresc, din nou în această dimineață am venit să ne întâlnim cu Tine. Amin. Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai promis că vei fi cu noi. Amin. Și îți mulțumim, Doamne, că în dimineața aceasta ești în mijlocul nostru. De aceea, Doamne, dă-ne sensibilitatea aceea ca să Te simțim, să Te înțelegem în ziua de astăzi, să învățăm din cuvântul Tău. Ajută-ne, Doamne, să ne purtăm ca niște oameni care Te iubim din toată inima. Îți mulțumim pentru dragostea Ta. Îți mulțumim, Doamne, că vei fi în continuare cu noi după promisiunea Ta. Te slăvim, Doamne, pentru că Tu ne călăuzești, Tu ne dai înțelepciune pentru toate lucrurile. De aceea ne încredem în Tine, în tot ceea ce facem. Și dorim, Doamne, ca numele Tău să fie slăvit și astăzi și odată în veșnicie. Amin. Amin. Așa cum stăm, haideți să citim un verset din Luca, capitolul 8, versetul 25. Luca, capitolul 8, versetul 25, pagina în Biblie 998. Apoi a zis ucenicilor săi, unde vă este credința? Plin de spaimă și de mirare, ei au zis unii către alții. Cine este acesta de poruncește chiar și vânturilor și apei și îl ascultă? Amin. Amin. Domnul să vă binecuvinteze, să luăm locul și să cântăm o cântare spre slava Domnului. Al rugii ceas, ce dulce mi-ești, din toate ostenelele Tu mă conduci la Dumnezeu, să-i pot plânge necazul meu. Al rugii ceas, ce dulce mi-ești din toate ostenelile, Tu mă conduci la Dumnezeu să-i pot plânge. Ce dulce mi-ești când Domnul vin înălțime, binecuvântă pe acela care înainte se-a plecat. El zice, fața mea, cuvântul meu va mângâia, deci lui îi dau durerile în timpul de rugăciune.
deci lui îi dau durerile în timpul de rugăciune. Ceas, ce dulce mi-ești, în întristări mă mângâie, cât timp aici călătoresc și către cer cu dor privesc. Atunci acest cort de pământ va fi aruncat în mormânt, dar și în cer voi îmi aminti în dulce Fiți binecuvântați de Domnul. Și mă gândeam așa, cum să uită Domnul la noi când am venit să ne întâlnim cu El? Nu, când te duci să te întâlnești cu cineva drag, parcă îți tresaltă inima și te bucuri. Și cred că asta este și starea noastră. Amin. Și asta este și starea Domnului când se uită la noi. Am venit să ne întâlnim cu El. Când vă uitați așa, vedeți că nu mai am ochelari, nu pentru că sunt prea fălos, dar i-am uitat în România. Dar până, eu știu, o face alții, o să încercăm să facem ce putem și cât putem. Când nici Domnul nu ne cere mai mult, mulțumesc. În capitolul 8 din Luca ne arată pe Domnul cum învață pe oameni. Și asta a fost lucrarea pe care a făcut-o aici pe pământ. Și ucenicii pe lângă el îi pun întrebări. Era o stare minunată. Mă gândesc așa, cam cum ar fi la noi acum. Știi, Domnul, mai printr-o cântare, mai printr-o program de-a copiilor, mai în cel care va vorbi, Domnul ne vorbește și ne spune câte ceva. Probabil avem întrebări. Și Domnul totdeauna are răspunsuri la întrebările noastre. Amin. Când citim capitolul și ajungem pe la versetul 19 până la 21, spune că au venit cei din familia lui, frații, mama, au venit să-l vadă. Și cum cam totdeauna între noi și Domnul se interpune lumea și parcă câteodată ne oprește să avem legătura. Așa au fost și acolo. Deci au venit să vorbească, dar din cauza norodului n-au putut să apuce să ăsta. Dar Domnul Iisus le dă o lecție. Zice, mai mult decât frații mei de corp și mama mea, sunt alții. Alții prin între care ne numărăm și noi. Zice în versetul 21, dar el drept răspuns le-a spus, mama mea și frații mei sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc. Amin. Este misiunea pe care o avem fiecare din noi
ca să ne apropiem, să fim tot mai aproape de Domnul, să ascultăm cuvântul. Ne-a lăsat cuvântul să ne învețe cum să trăim, ce să facem, ca să fim cu El în slavă. Și dacă ascultăm cuvântul, vom fi totdeauna aproape de El și odată și cu El în slavă. Dar zice de la versetul 22, zice, într-una din zile, după aceea, Domnul le-a spus, haideți să trecem de partea cealaltă. Era fain acolo, în locul acela, Domnul Iisus predica, ucenici erau în jur, niciun fel de problemă. Și câteodată ne gândim, parcă nu ne interesează ce se întâmplă afară, ce războaie și ce vești și cine-i la guvernar și când suntem aici așa cu Domnul. Când ieșim afară, deja mai ne lovim de una de alta. Însă Domnul ne învață ceva aici. Există o vreme când chiar Domnul zice, na, acum ieșiți. Treceți dincolo de apă, dincolo de stradă, dincolo de oraș sau orice o fi, pentru că avem o altă misiune, să spunem și altora. Dar, zice că atunci când ieșim afară, lucrurile se schimbă. Nu mai avem pacea aia care o avem în interior sau care ar trebui să o avem totdeauna, dar na, când ieșim afară, deja încep valurile. Și valurile ne mișcă și ne mișcă câteodată tare de tot. Și ne înspăimântăm și nu mai știm ce să facem. Și când ne uităm la ucenici, cumva barca aceea, sigur, nu a fost o barcă cu mâzbărcile astea mari, cu etaj, să-L caute pe Domnul pe unde o fi și pe unde doarme. A fost acolo, între ei, nu? Că barcă mică a fost acolo. Zice, s-au dus la Iisus. De parcă era undeva departe. Când problemele ne înfășoară și ne tulbură, deja parcă nu-L mai simțim și nu-L mai avem pe Domnul lângă noi. Dar Domnul este acolo. Domnul este acolo și este gata să intervină. Și Domnul, parcă nu s-a întâmplat nimic. Și le spune doar atât. Mă, nu vă fie frică, oameni buni, că dacă eu sunt cu voi, cine poate fi împotriva voastră? Zice, puțin credincioșilor, deci nu le trebuia nici forță să ducă barca aia, nici să oprească cumva valurile, nici vorbă de a vorbi valurilor cum a făcut Domnul, ci de ceva mic, o credință. Și Domnul de multe ori nu ne cere lucruri mari să facem, lucruri nemaipomenite. Ne cere doar credință. Credință în ceea ce a zis, credință în ceea ce a făcut, credință în felul cum a pregătit El pentru noi calea ca să ajungem cu El. Mi-aduc aminte când eram acum să nu mi-aduc aminte, că e numai o țărică de când am venit, când eram în România, mă gândeam totdeauna cam ce-am să-mi pregătesc, nu, și dimineața și la prânz și seara tot, nu am stat eu tot la bucătărie ca să ăsta. Și am avut harul să am pe cei aproape așa. Și chiar fratele David Nicola venea și aducea acolo mâncare pentru familie mare. Sora mea venea de 3 ori pe zi, de parcă eram nu numai eu cu familia, dar și neamurile împreună te aducea. Și atunci m-am gândit ce minunat este să ai pe cineva care ține la tine. Dar mai mult decât atâta, să-L ai pe Domnul care te ține, te păstrează, te duce și în orice greutate și în orice problemă. Îți cere doar credință. Și mă rog în dimineața aceasta, Domnul, să ne mărească credința.
și să ne ajute să îl credem pe El prin cuvânt. Cuvântul care l-a zis, să-l credem, atât ne cere și să ne încredem în El, că atunci vom fi mai mult decât biruitori. Când te duci la luptă, ce vrei mai mult decât să fii biruitor? Și apoi Domnul zice, știi, faceți lucruri mărunte și veți fi biruitori pentru că eu lupt pentru voi. Eu sunt cel care lupt, voi luați doar cu una. Și ce minunat este să ne trezim așa cândva, când nu ne mai trezim pe pământ, dar să ajungem cu coroană pe cap și să fim cu Domnul acolo. Și să ajungem, Doamne, păi de ce m-ai pus-o? Păi știi, o să fim moștenitor. Moștenitor? Dar ce am făcut pentru asta? Ai crezut. Pentru atâta. Pentru atâta. Și pentru că te-ai purtat așa cum trebuia să te porți, ca și copil al meu. Și ai trăit în starea aceea de așteptare ca să fii cu mine. Și iată-te aceea. Nu va fi lucrurile care probabil ne vor emoționa cel mai mult și vom avea starea de parcă de neînțelegere cum pentru lucruri micuțe, lucruri neînsemnate, Domnul a făcut atât de mult pentru noi. Domnul să ne ajute niciodată să nu ne depărtăm de El. Amen. Am fost la destul de multe biserici prin România și de cele mai multe ori am avut așa stare de vorbă cu frații și mi-a plăcut de frați în vârstă, mă iertați, dar cei din mijloc parcă erau mai așa nestabili, și de copii. Felul cum își puneau încrederea în Dumnezeu. Și parcă gândul acesta m-a ținut și m-a întărit. Și aș avea în dimineața aceasta același gând. Să ne încredem în Dumnezeu, chiar dacă nu cunoaștem mult, chiar dacă nu știm mult, dar Dumnezeu ne dă înțelepciune ca să înțelegem și să știm exact ce trebuie ca să fim cu El. Și Domnul să ne ajute pe toți să ajungem în bucuria aceea care să treacă peste gândirile noastre. Aș dori în dimineața aceasta, pentru că de mult am așteptat, să începem timpul nostru de rugăciune cu copiii. Am încercat odată într-o biserică să duc gândul acesta și am văzut câțiva copii săraci, s-au dus imediat pe ultima bancă. N-au fost obișnuiți ăsta. Și atunci în mine așa am avut o bucurie să sunt într-o biserică unde copiii sunt alipiți de Domnul și îi spun Domnului că îl iubesc din toată inima. Ce minunat este! Să fii al Domnului de mic și să crești în paza și în călăuzirea Domnului în fiecare zi. Haideți să ne ridicăm. Domnul să ne ajute ca să stăm lângă El. Amin. Haideți să ne ridicăm și împreună cu copiii care ori spun, ori nu spun, ei vin dintr-o inimă curată, sinceră, înaintea Domnului. Domnul să-i binecuvinteze și pe ei și pe noi. Amin. Haideți să ne rugăm cu copiii. Glorie ție, Doamne. Îți mulțumim. Da, Doamne. Amin. Da, îți mulțumim, Doamne. Îți mulțumesc. Amin. Da, Doamne. Amin. Da, Doamne. Da, îți mulțumim, Doamne. Amin. Da, Doamne.
Glorie ție, Doamne. Amin. Amin. Da, Doamne. Doamne, fii slăvit. Îți mulțumim, Doamne. Da, Doamne. Îți mulțumim, Doamne. Amin. Da, Doamne. Îți mulțumim. Amin. Da, Doamne, te rugăm. O, fie-ți milă de noi, Doamne. Amin. Da, Doamne. Da, Doamne. Ajută-ne, Doamne. Amin. Da, îți mulțumim. Da, Doamne. Amin. Da, Doamne. Da, îți mulțumim, Doamne. Amin. Da, Doamne. Îți mulțumim. Ajută-ne, Doamne. Amin. Amin. Da, îți mulțumim, Doamne. Amin. Amin. Tată, iubit din ceruri, venim și în dimineața aceasta înaintea ta cu mulțumire. Da, Doamne. Tu ești Tatăl nostru credincios. Îți mulțumim. Nici într-o situație tu nu ne părăsești. Îți mulțumim, Doamne. Amin. Te rugăm, Doamne. Da. Amin. Te rugăm, Doamne. Amin. Da, Doamne. Amin. Amin. Să avem liniște și pace, pentru că tu ne promiți în cuvântul tău că ești cu ai tăi până la. Da, Doamne. Credem, Doamne, mărești credința noastră. Amin. Noi cu noi până în veci. Amin. Amin. Doamne, slavă ție pentru această zi, glorie ție, da, pentru Doamne. Minunea mulțumim. Vieții care încă ai lăsat-o în noi, Doamne. Și îți mulțumim frumos pentru că în această zi suntem adunați în numele Tău, da, în fața prezenței Tale, prin Duhul Tău cel Sfânt, înaintea unui cuvânt viu și adevărat. Îți mulțumim că cercetezi viețile noastre. Amin. Mulțumim că ne-ai adus aminte de credință din nou, Doamne. Da. Dorim ca credința noastră să fie pusă într-adevăr pe Tine și pe Duhul Tău. Deschide-ne mintea și ochii. Deschide-ne te rugăm. Să înțelegem, Doamne, cuvântul pe care îl citim în fiecare zi, cuvântul pe care îl studiem. Ajută-ne, Doamne, mai mult decât atât, să-l trăim în viețile noastre. Ajută-ne, Doamne. Și îți mulțumim frumos că iei parte cu noi. Binecuvintează tot ce se face în casa. Amin. Ta. Binecuvintează fiecare persoană care a venit în casa. Te rugăm. Ta. Binecuvintează predicarea cuvântului în copilul. Amin. Pe cel care se ridică în numele, da, Tău. Doamne, te rugăm. Lasă ca tot ce se face în casa Ta să fie o jertfă adusă Ție. Amin. Să ne întărească sufletele și viețile noastre. Da. Nu ne lăsa descurajați în aceste timpuri. Amin. Și ajută-ne să fim lumini, ajută-ne să ducem cuvântul Tău la cei din jurul nostru. Da. Să găsim metode și felul în care prin noi, Doamne, să Te folosești ca să ducem acest cuvânt minunat, Doamne, da, și altora. Amin. Lucrează în viețile familiilor noastre, te rugăm, în mod special, trezește-ne mintea și inima astfel încât se apropie de Tine, să prindă drag și guste cuvântul Tău, da, de persoana Ta, Doamne, și îți mulțumim că într-o zi, atunci când totul se va sfârși pe acest pământ, pentru noi va începe eternitatea. Da, o, ajută-ne să fim acolo. Eternitate nu va fi un lucru necunoscut, ci un lucru cunoscut după cuvântul Tău. Amin. Vom trăi o veșnicie în prezența Ta. Ajută-ne, Doamne. Într-o bucurie extraordinară. Ajută-ne, Doamne, de aici, de pe acest pământ.
să așteptăm, să ne gândim, să dorim lucrul acesta. Amin. Te rugăm toate acestea în numele scump al Domnului Iisus. Amin. Amin. Mulțumesc și eu, Tată Ceresc, ne-a spus de mult că putem în această dimineață să fim aici. Slavă Ție. Această milă și îndurerea Gloria. Ta, Iisuse Mare, Doamne. Îți mulțumesc pentru fiecare frate și soră care a putut să te rog să-i milă și de cei care n-au putut să vină. Te rugăm. Amin. Amin. Te rugăm. Amin. Amin. Noi ne credem în tine, Doamne. Noi ne-am pus încrederea în tine și ne credem că tu vei fi cu noi în continuare, Doamne. Îți mulțumim pentru tot ajutorul care primim din mâna ta fiecare zi. Mulțumim, Doamne, că ai pus credință în noi, Doamne. Te rugăm, ajută ca credința aceasta să crească tot mai mult. Ajută-ne, Doamne. Să ne pregătim în fiecare zi ca să putem să ne întâlnim cu tine. Amin. Îți mulțumim că ai pregătit cerul pentru noi, Doamne. Da, pentru că tu ai avut milă și îndurare față. Amin. Iartă-ne de câte ori te întristăm. Te rugăm. Amin. Da. Amin. Da. Da. Te rugăm. Amin. Amin. Atât de mult mă bucur când mi se zice haidem la casa ta. Amin. Doamne, camera aceasta n-are nimic special. Nu e însozonată, nici împodobită în felul lumii, dar te are pe tine. Amin. Amin. Aici se adună prea iubiții tăi. Da. Aici se vestește Evanghelia Lui. Aici învățăm, ne mustri, ne arăți că ne iubești. Da. Nu este loc mai binecuvântat decât o cameră în care tu vii. Amin. Și acasă te avem, Doamne, în camerele noastre și atât de binecuvântat suntem că ne-ai dat darul credinței. Mulțumim. De față ne plecăm pe genunchi să-ți punem durerile și bucuriile noastre. Pentru că numai tu care ne-ai creat, ne-ai alcătuit inima și gândirea, simți cu noi. Da. Tu știi, ție îți putem spune toate lucrurile pe care un alt om ca și noi nu le-ar putea înțelege. De aceea sufletul meu te laudă. Amin. Pentru că tu, tău cel sfânt, locuiește în noi. Amin. Glorie ție. El ne-a îndemnat și în această dimineață să venim în casa ta și să-ți spunem că te iubim din adânc. Amin. Tu ne-ai mântuit, tu ne porți de grijă, tu ești cu noi și n-avem de ce să ne temem. Chiar dacă ar trebui să murim, noi știm că doar trecem din moarte la viață. Slavă ție pentru toate. Să nu ne temem atât de mult. Amin. Amin. Nu putem face încă ceva pentru împărăția ta. Da. Te rog, întărește credința noastră. Amin. Mărește credința. Dă credință celor care sunt aici, poate și n-au credință în tine. Te rog, în numele Domnului Iisus, dă credință. Amin. Pentru că lucrul acesta ne face tari în fața ispitelor. Amin. În fața bolii și chiar în fața morții, în cazurilor care vin peste noi. Doamne, îți mulțumesc mult pentru că pot să cred în tine. Amin. Îți mulțumesc că mă plec pe genunchi și rugăciunile sunt ascultate pentru mica aceea credință. Slavă care e inima mea. Îți mulțumesc că tu ai vindecat inima mea. Ai făcut slavă și mai ai palpitații de sufletul. Da. Doamne, îți mulțumesc din toate. Amin. Pentru frații care se roagă, pentru cei din iau în serios rugăciunea și postul ca să strigăm la tine. Da. Că tu ai o inimă mai plină de dragoste decât a noastră. Ajută-ne să ne rugăm unii pentru alții. Amin. Ajută-ne să sprijinim pe cei care acum sunt bolnavi. Ai milă. Sora Mihaela, fratele Ustan, sora Manșa, sora mea din România, Dumnezeu. Ai milă. Venișorul Magdalena, Doamne, dură-te. Amin. Controlezi tot pământul. Da. Pune o mână vindecătoare peste orana fiecare. Domnului. Și aduc bucurie și pace în sufletul celui credincios. Da. Te rog că casa, în camera aceasta, astăzi tu ne vei vorbi prin cuvântul tău în continuare. Da. Te rog, Doamne, potrivit cu starea fiecăruia, tu ne cunoști interiorul nostru și n-am venit să ascundem nimic înainte. Da. Doamne, în puterea Duhului Tău cel Sfânt, fă o cercetare fiecare. Amin. Vezi dacă suntem pe o cale bună sau suntem pe o cale rea. Du-ne pe calea veșnică. Ajută. Lucrează la caracterul nostru. Amin. Nu-mi e rușine să spun că am împătrânit și nu sunt într-un totul după voia ta. Ajută. Ai milă de noi. Ai în vedere că vreau să fiu. Amin. Da. Ajută și copiii mei. Amin. Ajută, te rugăm. Amin. Ajută copilul
și aceștia. Da, Doamne. Te rog, lucrează și la caracterul lor. Amin. Primește, Doamne, primește lauda fuzelor lor, da, și lauda cu instrumentele lor. Te rog, Doamne, binecuvintează copiii casei tale. Te rog, da. Poartă tuturor de grijă. Amin. Ai milă și de părinții lor, Doamne. Da. În lumea aceasta, problemele de la serviciu, Doamne, fii tu tăria și ajutorul. Amin. Fă să vadă că tu îi ocrotești, tu le dai biruință dacă vor și strigă la tine după asta. Da. Ai milă, Doamne, de poporul tău. Da. Înviorează-ne și amin. Amin. Dă har continuare prin cuvântul tău. Amin. Întărește pe robul tău. Te rugăm. Dă-i o inimă nouă, amin, sănătoasă și care să bată pe lucrarea ta. Îți mulțumesc că tu toate lucrurile le ai în control. Da. Îndură-te de țara care ne-ai așezat. Amin. Adu lumină peste conducerea acestei țări. O binecuvântare specială și o întoarcere a feților de pe amin. Ca să vină lucruri, vremuri bune, nu vremuri de amărăciune și da, de suferință. Îndură-te de Nigeria, Doamne, în care amin. Zeci de mii de morți într-o zi. Doamne Dumnezeu, ai milă de poporul tău. Te rugăm. Întărește pe frații tăi și pe amin. Ceilalți din Corea, din China, din toate țările musulmane. Îndură-te, Doamne, sunt oameni ca și amin. Noi, dar poate numele tău. Și pentru numele tău sunt omorât zilnic. Doamne, ai milă de poporul. Amin. Și pregătește-ne pentru întâlnirea cu tine. Și îți mulțumesc că ne asculți în meritele Domnului Iisus. Amin. 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 Tatăl meu care ești în ceruri, îți mulțumesc că sunt în casă ta și da. Amin. Îți mulțumesc că în inimile noastre, Doamne, tu spui drag, Doamne, pentru a veni să ne întâlnim cu tine în casa ta și împreună cu frații noștri, Doamne. Vreau, Doamne, să te rog, Doamne, să-ți drobești tot eul din inimă, Doamne, ca credința în tine, Doamne, să înflorească tot mai mult, Doamne. Doamne Iisus, să binecuvintează pe fiecare parte, Doamne. Amin, te rugăm. Și mai mult decât oricât, Doamne, îți cer, Doamne Iisuse, ca să luminezi vederea noastră, Doamne. Amin. Să luminezi inima noastră, să iei da, orice. Da, te rugăm. Doamne Iisuse, și te rog, îndreaptă-ne privirea în sus, Doamne Iisuse, nu în jos, aici pe pământ. Amin. Așa de minunat va fi când ne vei chema acasă, Doamne. Da. Așa o bucurie, Doamne Iisuse. Îmi inundă inima, Doamne Iisuse. Numai când mă gândesc că vom fi împreună cu tine o veșnicie. O, ajută-ne, Doamne. Cel care ne-a creat, ne-a iubit, Doamne. Îți mulțumim. Spune, Doamne, ne-a auzit când am strigat, Doamne Iisuse. Doamne Iisuse, lăudăm numele Tău, Doamne. Pentru copilașii noștri, Doamne, eu Te slăvesc pentru că au credință în Tine, Doamne. Amin. Doamne Iisuse, ce lucru minunat, că ai un Tată sus în cerul, Doamne. Binecuvântat fie numele Tău. Da, amin. Doamne, să-ți mulțumesc pentru frații noștri care au fost bolnavi, Doamne. Da. Și Tu și mâna Ta și dragostea Ta, Doamne. Glorie Ție, Doamne. Doamne. Și minunile, Doamne Iisus, pe care Tu le-ai făcut în viața lor, Doamne, se văd, Doamne Iisus. Amin. Și îți mulțumesc că fiecare vede, Doamne, că mâna Ta a fost acolo, Doamne. Binecuvântăm numele Tău și Te rugăm, Doamne, să binecuvântez pe cei care acum sunt în dureri, Doamne, da, amin. Domnule, te rugăm, ai milă. Doamne, în puterea Ta dă vindecare, ești singurul Doamne. Amin. Furtuna, Doamne, a oprit valurile, Doamne, la un cuvânt, Doamne Iisuse. Așa poți Tu, Doamne, să vindești, Doamne. Ne încredințăm în brațul Tău. Amin. Și Te lăudăm pe Tine, Doamne. Binecuvântat să fii, Doamne, primește astăzi, Doamne Iisuse, tot ce se face astăzi aici, Doamne, te rugăm. Spre slava Ta, Doamne. Amin. Primește, Doamne Iisuse, pentru că ne rugăm în numele Fiului Tău. Amin. Și nu pentru meritele noastre, Doamne Iisuse, ci pentru dragostea Ta. Amin. Slăviți fi Iisus de acum și până în veci. Amin. 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 Da. Da. Amin. Amin. Doamne, te rog, Doamne, să le vezi, Doamne, Duhul acel Sfânt, să ne rugăm, Doamne. Avem mai multă putere, Doamne. Amin. Da. Voia Ta să te sluji mai bine, Doamne, să lucrăm pentru Dumnezeu, Doamne. Doamne, ajută-ne, Doamne, dă-ne îndrăzneală, Doamne, ca să te mărturisim, Doamne. Amin. Vrem, Doamne, să putem, Doamne, îndruma copiii noștri. Amin. Ajută-ne, Doamne. Dulcerele noștri, să se apropie mai mult de Tine. Amin. Da, o, fii slăvit, Doamne.
Amin. Ajută-ne, Doamne, ca mirele lumii acestea să nu ne facă să țipim, Doamne, da. Amin. Să nu înțelegem vremea în care trăim. Te rog, ai mirele. Amin. Amin. O viață mai întrecărată pentru tine, mai plăcută, Doamne, pentru tine. Te rugăm, ai mine de noi. Da. Dimineața aceasta, revarsă din nou, Doamne, harul tău. Amin. Amin. Te rugăm. Doamne, dorim să simțim prezența ta. Aleluia. Amin. Da. Amin. Amin. Putem, Doamne, să-ți aducem toată lauda care ție să cuvine. Binecuvântă-ne, Doamne. Amin. Te rugăm. Amin. Amin. Te rugăm. Te rugăm. Ai milă de toți, Doamne. Amin. Da. Amin. Te rugăm. Amin. Ai milă de conducere, Doamne. Te rugăm. Să știu ce planuri rele te rugăm. Da. Amin. Pentru că știm că Tu ești în control, Doamne. Știm că Tu ai ultimul cuvânt și de aceea ne încredem în Tine, nu ne experimentăm, Doamne. Toată ne vedem. Amin. Tot, Doamne, ce ai spus Tu, Doamne, să ne-am plinit. Da. Amin. Amin. Primele Domnului Iisus, putem veni la Tine cu toate nevoile noastre, cu toate problemele noastre. Te slăbim, Domnul nostru, Dumnezeu nostru. Rămâi cu noi în veșteia veci. Amin. Amin. Doamne Iisuse, îți mulțumim că putem să fim în casa Ta din viața asta. Da, Doamne. Și că ești Domnul nostru și Salvatorul nostru. Și îți mulțumim pentru cuvântul Tău care e sfânt și minunat. Da. Cuvântul Tău care ne învață cum să trăim. Da. Să ajut să avem credință în Tine și ajută-ne, Doamne, te rugăm. Tine, amin. Pe noi, da. Și te rog ca să apropiem de Tine citind și ascultând cuvântul Tău. Amin. 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 Da. Amin. Da. Amin. Să mulțumim, Doamne. Da. Amin. 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 Te rugăm. Da, Doamne. Amin. Amin, te rugăm. Să binecuvintezi și cu un loc pentru ei, Doamne. Da, Doamne. Nu știu cum se va face, dar știu că Tu poți să faci asta. Amin. Binecuvintează biserica și ajută-ne fiecare să fim o lumină unde suntem. Da, Doamne. Și aici te rog cum să ne ajut să ne întărim unul pe altul, să ne ajutăm. Amin. Să ne rugăm unul pentru altul. Da, Doamne. Și tutelește pe fratele Mărțan. Te rugăm. Amin. De credință în Tine. Amin. 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 Da, Doamne, Te slăvim pentru că ne-ai acordat încă o dată un timp de stare de vorbă cu Tine prin rugăciune. Te rugăm, Doamne, în această dimineață Tu să asculți ruga copiilor Tăi după voia Ta. Îți mulțumim, Doamne, pentru că ești aici
Și dorim, Doamne, din toată inima să spunem și noi că Te iubim. Amin. Să luăm locul. Și aș vrea să nu uitați, în orice furtună, dacă suntem lângă Domnul și cu Domnul, că este boală, că este necaz, că este probleme, El este rezolvarea tuturor lucrurilor. Amin. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Slăviți și glorificați să fie numele Domnului veci de veci. Amin. Amin. Frate surori, astăzi știți foarte bine ca să fie predată o lecție, ca să fie predată o instrucțiune, ca să fie învățați un grup de oameni despre un subiect anumit, cei care vor să prezinte subiectul, cei care vor să învețe, închiriază niște săli scumpe, niște auditorii scumpe în care să se adune câți mai mulți oameni ca să audă aceste lucruri importante după părerea lor. De aceea și dau bani pentru aceste săli mari și aduc și niște bucate bune ca să atragă și mai mulți oameni. Fratele Timotei dimineața aceasta a spus cum Hristos învață pe oameni și ne-am uitat cum învață Hristos pe oameni. Hristos, diferit decât învață cei care sunt astăzi, cu toate că astăzi dorința omului după cunoștință s-a mărit tot mai mult, Hristos învăța nu în săli mari, Hristos învăța niște, și specific pentru Domnul nostru Iisus Hristos, desigur era pe munte, acolo unde a predicat, acea predică registrată în Matei capitolul 5, însă când privim în Noul Testament vom observa că Domnul nostru Iisus Hristos a un loc specific să predea credința într-un loc special. El vorbește despre credință într-un loc special pe care l-am văzut și în această dimineață. Țineți minte, Domnul nostru Iisus Hristos dă drumul la mulțime după ce i-a hrănit și trimite pe ucenici să treacă de partea cealaltă a Mării Galilei și ucenicii intră în corabie, ei vâslesc și deodată e o furtună pe Marea Galilei, ei încearcă să scoată apa din corabie, dar nu reușesc. Și dintr-o dată văd în toată învolburarea cu marea care era în jurul lor și apa în corabie, văd pe cineva mergând pe apă. Lor le se apucă, este o nălucă. Și Iisus Hristos se liniștește spunându-le, nu vă temeți, sunt eu. Și Petru zice, Doamne, dacă ești Tu, lasă-mă să vin la Tine pe ape. Și Petru vine, pășește câțiva pași, Hristos apropie de el și deodată când vede valurile din jurul lui se cufundă și cere după ajutor. Hristos vine, îl ajută, îl scoate, îl așează în corabie și ce vorbește cu Petru? Despre ce vorbește cu Petru? Despre credință, puțin credinciosule. Din nou Domnul nostru Iisus Hristos iese în corabie cu ucenicii din nou pe mare. De data aceasta Domnul nostru Iisus Hristos doarme, dar ucenicii vâslesc, vor să ajungă pe partea cealaltă a țărmului și din nou furtună și textul din această dimineață de la ora de rugăciune a fost despre asta. Ucenicii se panichează, vor să ceară ajutor de la Domnul Iisus Hristos, vin la ei, îl trezesc, el liniștește furtuna, taci fără gură, vine la ucenici, deschide lecțiunea și despre ce vorbește cu ei? Despre credință. Hristos are un loc special, un loc anumit. Barcă, unde vorbește în barcă despre subiectul credinței. Frații și surori, încercările și întrebările despre credință de obicei vine atunci când ucenicii sunt pe mare. Noi știm, noi de obicei folosim eufemisme, folosim imagini, suntem în necaz, când suntem bolnavi spunem că suntem pe mare, suntem ca într-o barcă și avem în vedere că suntem loviți de boală, suntem loviți de încercări, de gânduri și așa mai departe, suntem instabil. Sănătatea este instabilă, nu știm despre acest lucru și folosim această idee, această imagine, că suntem pe mare. Frate și surori, evreii nu erau prieteni cu mare. Evreii nu erau prieteni cu mare. Erau etiopieni, erau egipteni prieteni cu mare. Evreii nu erau prieteni cu mare. Ei mai mult erau oameni ai câmpului. Ei mai mult erau păstori. Ei erau oameni liniștiți, pașnici, David cântă la harpă. Nu, marinarii ei nu sunt. David îndrăznește și ia imaginea aceea a mării și vorbește despre mare în Psalmul 46
Și ascultați cum descrie el viața aceasta și cum îl descrie pe Dumnezeu în centru. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. De aceea nu ne temem chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor, chiar dacă ar urla și ar spumega valurile mării și s-ar ridica până acolo de să se cutremure munții. Noi am fost în situație din aseară, noi putem să descrie, poate nu atât de frumos ca și David, dar și noi putem spune, noi am fost acolo unde se cutremură munții, unde viața noastră a fost cutremurată, stabilă, cum o credeam noi, deodată peste noapte era instabilă, nesigură, ziua de mâine era ca un negru înaintea noastră. Și ascultați cum îl descrie Dumnezeu, cum îl descrie David pe Dumnezeu în mijlocul acestei furtuni. Spune, este un râu ale cărui izvoare înveselește cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaș al locuinței, al locuințelor celui prea înalt. David folosește imaginea mării ca să arate că în mijlocul valurilor care urlă și spumegă, se poate găsi pace. Se poate găsi pace, fiindcă Dumnezeu este în centrul acelei furtuni. Dumnezeu este în mijlocul acelor valuri învorbirate. Unde era Hristos atunci când ucenicii încercau să scoată apa din barcă? Nu era departe de ei. Unde era Hristos în situația din această dimineață pe care am citit-o? Cu ei în barcă. Hristos este în mijlocul furtunii. Hristos este cu noi în mijlocul furtunii. Amin. Și poate s-ar putea să spui, da, aceasta sună bine. David a spus despre asta, sună bine. E mai greu când trec eu pe acolo. Și te cred. Toți am trecut pe acolo. Atunci valurile încep să ne bată. Dar te rog frumos, crede-L pe Hristos. Amin. Și mulțumesc Domnului că s-a deschis în această dimineață acest subiect al credinței, pentru că vom continua acest subiect al credinței în predica din această dimineață și mă rog ca Dumnezeu să ne cuvinteze și să ne mărească credința Amin. Noastră, care de obicei este atât de slabă, dar se poate întări, se poate mări și Dumnezeu este pentru aceasta. De aceea ne rugăm, Doamne, mărește și nouă credința și Domnul să mărește la aceasta. Amin. Haideți acum să lăudăm pe Domnul prin cântare, după aceea aș vrea să invit copiii să laude pe Dumnezeu prin cântare și după copii, orchestra va lăuda pe Domnul. Ești pe munte, viața-i ușoară, în zile senine, tu ești liniștit. Dar când vine furtuna și ești jos în vale, nu-ți pierde credința în Dumnezeul cel bun. Domnul este cu tine și-n vai și pe munte, când e furtuna sau e soare pe cer, El îți simte durerea prin încercare, îți dă speranță, pace și bucurie. Domnul este cu tine și-n vai și pe munte, când e furtună sau e soare pe cer.
treci prin încercare, îți dă speranță, pace și bucurii. E ușor să crezi când ești pe cunde munte, e ușor să dai sfaturi când ai niciun ecaz. Dar când e jos în valea de încercări și tristețe, atunci credința ți-e supusă la test. Domnul este cu tine și-n văr și pe munte. Când e furtună sau e soare pe cer, când ține durerea, când treci prin încercare, și bucurii. Domnul este cu tine și-n văr și pe munte. Când e furtună sau e soare pe cer, când simte durerea, când treci prin încercare, și să laude numele Domnului, căci numai numele Lui este înălțat. Mărăția Lui este mai presus de și ceruri. Amin. Psalm 148, 12 și 13. Amin. Amin. Să-mi spunea despre Iarul și copii, ori mă strămele, Domnul, mii de mei.
Slavă Domnului pentru îndemnul la rugăciune, pentru cântările de laudă, pentru cântarea orchestrei. Al Domnului fie slava și gloria în veci de veci. Amin. Aș vrea să aduc aminte că ne întâlnim aici în fiecare duminică la ora 10 dimineața și la ora 6 după masă. Copiii se întâlnesc aici vineri, în ziua de vineri la ora 6 împreună cu orchestra pentru repetiție. Mă rog ca Dumnezeu să-i întărească. Nu este ușor nici pentru copii, nici pentru orchestră. Sunt după o zi de școală și vestea bună e că îi încurajează faptul că după o săptămână de școală îi așteaptă un weekend, chiar dacă este doar o singură zi de sâmbătă, dar aceasta îi bucură și mă rog ca Dumnezeu să-i răsplătească. Și fraților, Dumnezeu răsplătește copii, Dumnezeu vă răsplătește pentru ceea ce faceți voi. Și mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvânteze cu sănătate. Și faptul și ca dovadă că El vă răsplătește și răsplătește pe cei care vin vineri, este sănătatea pe care o avem. Dumnezeu ne răsplătește cu sănătate și cu viață. Și aceasta este un motiv să-i mulțumim Lui pentru aceasta. Aș vrea să nu uităm să ne rugăm, continuăm să ne rugăm la ora de rugăciune și ne vom continua să ne rugăm și la serviciul de seară pentru cei care suferă, fraților. Și putem vorbi la suferință din mai multe perspective, suferință din punct de vedere a sănătății, oameni care suferă, sunt în boală, dar este și o suferință, atât aș spune, mai mult emoțională și în special la celor care le sunt luați copiii. Și mă refer la anume la creștinii care suferă în aceste țări în care cuvântul Domnului este prigonit, este interzis, în țările musulmane ca și Afganistan. În special Afganistan, chiar recent am primit o scrisoare de la Open Doors în care spunea despre o femeie care pur și simplu o creștină din Afganistan căreia i s-a luat copiii și putem vorbi despre tragedie, putem vorbi de durere, dar nu este o durere mai mare decât să ți se ia copilul și nu știi unde și ce-i cu el și mai ales nu e luat de oricine altcineva decât de ISIS, care sunt celebri pentru nebunile pe care le fac cu copiii, în special cu fetele, pentru că fetele nu sunt, pur și simplu, nu au niciun preț în țările islamice, în special cele extremiste. Să ne rugăm pentru ei. Suntem părinți, știm prin ce poate să treacă un părinte atunci când copilul este luat, când nipoții sunt luați, ce viitor poate avea, unde, cât timp mai are viață și cum poate să-L cunoască pe Dumnezeu acel copil la o vârstă atât de fragedă. Frații și surori, hai să-i susținem în rugăciune. Cineva spunea, anume un creștin din Afganistan și mi-am scris aceste cuvinte, zicea, prin rugăciune ne întâlnim unii cu alții în camera tronului. Ei nu au voie să se întâlnească, cei din Afganistan nu au acest privilegiu ca al nostru să ne întâlnim într-un loc, chiar dacă venim de la distanțe, mai să ne întâlnim într-un singur loc și aici să petrecem 2-3 ore în rugăciune, în ascultarea cuvântului, în cântare, putem să ne spunem durerile unei altora. Ei nu au acest privilegiu, ei sunt la distanțe, dar ei spun prin rugăciune, ne întâlnim, parcă ne-am întâlnit la o oră anumită, ne întâlnim parcă în tronul, la tronul lui Dumnezeu, prin rugăciune. Frații și surori, chiar dacă poate acum cineva să-i oprească în casă, să le închidă casa și să stea creștinii în casă, rugăciunea nu le poate opri. Și acesta este un mare dar pe care l-au creștinii. Și, frații și surori, mă tem că va trebui să, sau mai bine, să nu ajungem noi ca și creștini aici în America să gustăm din dorința rugăciunii, așa cum o gustă ei acum. Să nu gustăm din acea realitate pe care ei acum o trăiesc, departe de noi, dar să-i mulțumim Domnului pentru acest har mare pe care l-avem să ne adunăm. N-am văzut pe nimeni la ușă care să ne spună ești creștin, ești pocăit, pleacă acasă. Este închisă biserica astăzi. Du-te! Slavă Domnului că nicio biserică nu are această piedică. Încă putem să venim. Are să apreciem acest timp de închinare, acest timp de rugăciune, ca și cântarea care spunea Arugi ceas, ce dulce miești. Suntem la o altă, fraților, și putem să ne auzim vocile unor altor și putem să răspundem cu un amin după ce ne-am rugat. Ei nu au acest har. Aș vrea la fel să ne rugăm și pentru această localitate ca Dumnezeu să deschidă inima aici, deschidă inima pentru cei care nu au pe Dumnezeu în inima lor și nu au pe Dumnezeu în viața lor.
care nu-L cunosc pe Dumnezeu și Dumnezeu să se folosească de noi ca să răspândim Evanghelia aici. Copiii au spus versetele, duminica trecută n-au fost premiați, rog pe fratele Cosmin să pregătească în acele premii cu privire la copii, însă știu că nu toți copiii au spus versetele, pentru ea se numără și Iana, care încă nu a spus toate versetele. Charlie, Christian, Andrew, ei la fel pot să spună versetele, știu, este prea mult, 15 versete, le puteți învăța câte două, câte trei, câte cinci, poate duminica viitoare la serviciul de dimineață și să le spuneți pe slava și gloria Domnului și desigur vă fi primit. Sigur, nu facem acest lucru pentru premii. Premiul, hai să spun, este o încurajare pentru copii. La fel ca și noi, noi avem nevoie de o încurajare. Americanii au acea vorbă, eyes on the prize. Și când ai ochii asupra prize-ului, ai acel curaj de a continua să lupți, eyes on the prize. Și copiii au eyes on the prize și în proces să învață aceste versete despre slava și gloria Domnului. Mi-am adus aminte, Valentina mi-a adus aminte despre mama ei, despre soacra mea, care este bolnavă de Alzheimer și zicea că, și v-am mai spus, acum a uitat și numele copiilor ei. Tu cui ești? De cine ești? Păi sunt a ta. Cum te cheamă? Lilia mă cheamă. Sau Maria, sau cutare. Dar știi ce n-a uitat ea? Ea n-a uitat cuvintele din Biblie. Ea n-a uitat anumite versete din Biblie și aceasta mă uimește. Numele copilului tău să-l uiți, cu care ai fost zilnic și care poate l-ai certat zilnic și ai chemat numele lui zilnic și l-ai uitat și cuvântul Domnului a rămas. Deci ne rugăm ca Dumnezeu să-i binecuvânteze cu ținere de minte și acest lucru va aduce în inima lor un efect pozitiv și un efect pozitiv pentru viață veșnică și mă rog pentru aceasta. Amin. Haideți acum în timpul unei cântări să ne închinăm și cu darurile noastre de bună voie în timpul acestei cântări, apoi voi ne vom apropia de cuvântul Domnului din această dimineață. Ești cel vrednic de laudă, vrednic să fii înălțat. Amin. Haideți să ne ridicăm și aș vrea să deschideți Bibliile dumneavoastră, cine le are, cine nu, și îndreaptă privirile spre ecran și aș vrea să deschidem cuvântul Domnului la Faptele Apostolilor. Vom da citire din capitolul 16, un singur verset, versetul 30. Faptele Apostolilor, capitolul 16, un singur verset, versetul 30, pagina Biblia Colenescu, 1077. Faptele Apostolilor, capitolul 16, versetul 30, un singur verset și cuvântul Domnului spune astfel, i-a scos afară și le-a zis, domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Amin. Amin.
ne plecăm capul în rugăciune. Doamne bun și milostiv, iată-ne din nou înaintea cuvântului Tău. De atâtea ori am citit acest cuvânt și uneori am trecut pe lângă el fără ca să-i simțim adâncimea, dar, Doamne, din nou în această dimineață Te rugăm, vorbește-ne Tu ca pentru prima oară, vorbește Tu, Doamne Iisuse, inimilor noastre de parcă am citit acest pentru prima oară și învață-ne, Doamne Iisuse, ce trebuie să facem ca să fim cu adevărat mântuiți. Mulțumesc că Tu ne-ai mântuit prin jertfa de la Golgota. Mulțumesc, Doamne Iisuse, că Tu ai spălat vina păcatului nostru și astăzi avem intrare liberă în Sfânta Sfintelor. Doamne Iisuse, dar ajută-ne să putem da răspuns oamenilor care ne vor întreba poate această întrebare, să știm ce să le răspundem, nu după mintea noastră, nu după cum credem noi și după cum spune cuvântul Tău. Înviorează-ne inimile în această dimineață și Te rugăm, pune cuvântul Tău adânc în inima noastră ca să dea rod la vremea potrivită. Și aceste lucruri cerem numele drag și scump al Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. Vă ocupați locul, frate și surori. Pare cunoscut acest text, nu-i așa? Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Și dacă cuiva îi pare cunoscut, vreau să vă spun, aveți dreptate, mai găsim întrebări asemănătoare acestui text pe paginile Noului Testament. Și cu altă ocazie am privit la un text asemănător, poate cu o lună sau mai puțin de o lună în urmă, ne-am mutat la un alt text din Sfânta Scriptură, a fost predicată o altă predică cu titlul, dacă vă mai aduceți aminte, ce fac oamenii cu păcatele lor. Și acolo ne-am uitat la întrebarea pe care le-au dat-o lui Ioan Botezătorul, ce trebuie să facem. Și apoi oamenii care erau la cincizecime l-au întrebat pe Petru ce trebuie să facă. Însă, înainte ca să dăm răspuns la ce fac oamenii cu păcatele lor, noi am spus că trebuie mai întâi să vedem, sau înainte ca să dăm răspuns la ce trebuie să facă, mai întâi trebuie să ne uităm la ce fac oamenii cu păcatele lor și după aia vom putea da răspuns la ce trebuie să facă ca să fie mântuit. În această dimineață din nou stă un text asemănător cu acela pe care l-am predicat cu o lună urmă prin întrebarea domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Întrebarea pe care o pune temnicerul, fiindcă contextul pe care găsim acest text este momentul când Pavel și Sila este în închisoarea din Filip și este acel cutremur și acestea sunt cuvintele unui temnicer care vin la ei, intră în temniță și întreabă ce fac sau domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit. Doar ca să ne aducem aminte, Ioan Botezătorul este cel care primul a răspuns la această întrebare și dacă suntem atenți, Ioan Botezătorul a răspuns de cele mai multe ori la această întrebare. Lui Ioan Botezătorul i-a fost adresată de cele mai multe ori întrebarea ce trebuie să fac. Iată-ne noi în secolul 21, oameni care știm așa de multe lucruri, oameni care vrem să sfătuim, unii sunt pe YouTube care se numesc, ajutați-mă, am pierdut acel cuvânt, influencer. Ei sunt influențători, iată-ne într-o lume și într-un secol când toți sunt influențători, oameni care dau sfaturi. Dacă cineva se apropie de tine, la fel cum se apropia de Ioan Botezătorul și întreabă ce trebuie să fac, care va fi răspunsul tău? Ioan a dat răspunsuri de trei ori. Prima oară este în Luca capitolul 3, la versetul 10, atunci când noroadele auzeau predicarea lui Ioan Botezătorul și ei îl întrebau și ziceau atunci ce trebuie să facem. În Luca capitolul 3, versetul 10, tot în acel capitol, Luca 3, doar cu două versete mai jos, vin la Domnul nostru Iisus Hristos niște farisei și au venit, ne spune textul, au venit niște vameși să fie botezați, și au zis, învățătorile, noi ce trebuie să facem? Și Ioan Botezătorul le spune ce trebuie să facă. După ce pleacă vameșii cu răspunsul pe care îl dă Ioan Botezătorul, vine altcineva. Știți, parcă Ioan Botezătorul stă ca un sfătuitor, vin noroadele, ce trebuie să facem? Asta trebuie să faceți, pleacă. Vine vameșii, ce trebuie să facem? Asta trebuie să faceți, pleacă. Și vin soldații la Ioan Botezătorul și spune, noi ce trebuie să facem? Și Ioan Botezătorul le spune ce ar trebui să facă. El le-a răspuns, să nu stoarceți nimic de la oameni, din Luca capitolul 3, versetul 14. Să nu stoarceți nimic de la oameni, de la nimeni prin amenințări,
nici să nu învinuiți pe nimeni pe nedrept, ci să vă mulțuiți cu felul, cu lefurile voastre. Iată, Ioan Botezătorul răspunde la provocarea secolului întâi și nu s-a schimbat, pentru că este și provocarea secolului 21, ce trebuie să fac. Privim la felul cum acești oameni formează întrebarea lor și observăm că ei simt nevoia de a se schimba ceva. Ceva trebuie schimbat urgent. În gândul lor, ei spun că nu mai putem continua viața în felul acesta. De aceea și în întrebările lor se repetă aceste cuvinte cheie, două. Trebuie și să facem. Omul în starea lui de căzut, în starea lui păcătoasă, când este atins de puterea cuvântului și prin lucrarea Duhului, este expus, forțat, față în față cu realitatea, este expus față în față cu starea lui mizerabilă în care se bălăcește. Este expus. Și de aceea întrebarea pentru astfel de oameni este inevitabilă. Fiindcă dintr-o dată este dezbrăcată viața de hainele frumoase care ascundeau murdăria și mucegaiul de după ele din spatea frumosului și omul este provocat cu întrebarea: ce trebuie să fac? Această imagine a dezbrăcării nu este a mea, nu este o invenție a mea. Pavel este primul, cel care folosește ideea de a dezbrăca și Pavel folosește în Coloseni, capitolul 2, versetul 15, când spune ce a făcut Hristos prin jertfa de la cruce. În primul rând, el a pironit zapisul pe cruce, practic l-a răstignit zapisul cu legile care erau împotriva noastră, dar ne spune că din moment ce Hristos a murit pe cruce, de la Golgota s-a mai întâmplat ceva. Hristos a dezbrăcat ceva. Și ne spune în Coloseni capitolul 2, versetul 15, a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară, sau putem pune un cuvânt mai modern, de rușine înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Astfel este omul când este pus față în față cu realitatea, este dezbrăcat. Satana se credea atât de puternic. Satana de mii de ani tot câștiga oameni prin moarte, prin arma lui care era puternică, extraordinară, de nenimicit. El avea puterea asupra morții și el umora oricând. Toți se temeau de cel rău. Toți se temeau de cel rău. Toți se temeau de Satana. Și Hristos pe cruce ce face? Îl dezbracă pe Satana. Și ce se vede după acest demon care băga frica în oameni? Și ce era acolo? Nu era putere, nu era groază, nu era mare lucru. Acolo era rușine. Rușine simplă. La fel, prin triumful său de la cruce, de la Golgota, Hristos dezbracă domniile și stăpânile care băgau groaza în oameni și le-a făcut de rușine înaintea lumii, după ce a ieșit biruitornic, cum ne spune Pavel, prin cruce. Această întrebare mai apoi o întâlnim din nou pe pagina Sfintelor Scripturii, în Faptele Apostolilor, după cum am spus, atunci când Petru se ridică să predice predica de la Rusalii. Și despre acei oameni Luca ne spune, pentru că Luca descrie acele imagini cu predicarea înfocată a lui Petru și Luca observă că după ce Petru predică predica sa de la Rusare, ceva s-a întâmplat în oameni și Luca parcă vede dincolo de trup, dincolo de fizic și privește la inima lor și ne spune despre ei că au rămas străpunși în inimă și au zis: fraților, ce trebuie să facem? Inima li s-a străpuns acestor oameni. Prin predicarea cuvântului curat, neamestecat, oamenii au fost cercetați de mesajul auzit. Și din nou, în urma examinării lor, vieții lor, au ajuns la concluzia că sunt departe de idealul pe care Dumnezeu vrea să îl trăiască ei. Și au spus: nu mai putem trăi astfel, nu mai putem să ne bălăcim în murdăria asta, fraților. Ce trebuie să facem?
Întrebarea ce trebuie să facem este marea întrebare. Este marea întrebare cu care fiecare ar trebui să se întrebe și să-și examineze viața. Mi-aduc aminte despre vorba lui Socrate în limba engleză. El spunea, "The unexamined life is not worth living." Viața neexaminată nu merită trăită. Frate și surori, iată-ne în această dimineață din nou să ne examinăm viața prin cuvântul Domnului. O examinăm pentru că merită trăită. Și vrem să o trăim. Și pentru că vrem să o trăim, vrem să o examinăm. Textul pe care l-am citit este pentru a cincea oară când auzim această întrebare. Însă de data aceasta, întrebarea aceasta nu vine din partea unor oameni care cunoșteau pe Dumnezeu, nu vine din partea evreilor, cărora le predica Ioan Botezătorul. Această întrebare nu vine nici din partea vameșilor, care cât de cât erau cunoscuți cu legea lui Dumnezeu, chiar dacă erau evrei și lucrau pentru romani. Această întrebare nu vine nici de la oameni care veneau din Mesopotamia, care cândva citiseră legea sau de părinților au fost instruiți în legea Domnului. Și dacă privim din mai aproape, această întrebare vine din partea unui om care n-avea nimic cu cunoștința lui despre Dumnezeul lui Isaac, lui Avram, Isaac și Iacov. Vine din partea unui om care n-avea nimic cu Dumnezeu. Vine din partea neamurilor, haideți să spunem. Din partea celor care sunt în afara taberei lui Israel. Și prin această întrebare putem observa că Dumnezeu în îndurarea lui îi cheamă și pe cei care erau în necunoștință de legea lui. Și le arată felul corect, le arată felul autentic, le arată felul adevărat pentru o viață cu adevărat schimbată. Aș vrea să vorbesc puțin despre contextul acesta. Temnicerul despre care vorbește Pavel în epistola sa către Luca în Faptele Apostolilor se găsește în mijlocul unui cutremur de o magnitudine incredibilă. Luca descrie astfel acel cutremur. S-au clătinat temeliile temniței. Îndată s-au deschis toate ușile și s-au dezlegat legăturile fiecăruia. Vă puteți da seama ce fel de cutremur, de ce magnitudine a fost acest cutremur, de dintr-o dată temeliile au fost mișcate și toți butuții de la întemnițați, pur și simplu au sărit, ei erau liberi. Temnicerul când și-a dat seama ce s-a întâmplat și odată cu aceste evenimente întâmplate, cei care erau în butuci vor încerca să iasă afară. Și vor încerca să se răzbune pe cel care îi păzea, adică pe temnicer. Și nu doar se vor răzbuna pe temnicer, ci pe toți soldații. Și acea temniță se va transforma într-un teren de bătălie pe viață și pe moarte. Se va transforma într-o bătălie a gladiatorilor, acea temniță. Și temnicerul îi vine în minte să facă ceva. Cum să scapă de acest carnagiu care urmează să iasă din temniță? El își scoate sabia din teacă și primul gând care vine este să se sinucidă. Oricum moartea vine asupra lui, el nu vrea să moară într-un mod crunt, mai bine să se sinucidă pe el. Și din întunericul temniței cineva îl strigă. Și spune temnicerului, zice, să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici. Temnicerului nu-i vine să creadă acest lucru. El cere o torță, intră înăuntru, tremură de frică, oricine ar tremura de frică, că poate era o minciună. Cineva îți strigă din întunericul camerei că toți suntem aici. Nu-ți fă niciun rău, toți suntem aici. Stai un pic, dar dacă este o minciună. El vrea să vadă dacă este adevărat ce se aude din întuneric, cineva îi vorbește lui de acolo. Ia o torță, tremură, intră să vadă dacă așa este. Și el vede că așa este. Toți oamenii din închisoare sunt la loc.
butuce nu sunt pe picioarele lor, ei stau toți în picioare, dar nimeni nu-l atacă. Tăbicerului nu-i vine să creadă acest lucru. Intră, a văzut, vede că așa este, vede că cu adevărat așa este. Și Biblia în continuare ne spune că face ceva, face o acțiune. După ce vede că acest lucru este adevărat, temnicerul se aruncă la picioarele lui Pavel și Sila și aici urmează acea întrebare: domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Frați și surori, stați un pic. Gândiți asupra acestei întrebări. Aceasta este o întrebare revoluționară. Nu este o întrebare simplă. Haideți să nu trecem atât de rapid asupra ei. Știu, este pentru a cincea oară că ne întâlnim în Noul Testament, dar nu, să nu ne grăbim. Aceasta este o întrebare revoluționară, fiindcă acest om nu doar că simte nevoia unei schimbări, ci el are nevoie ca viața lui să fie schimbată. El are nevoie ca viața lui în întregime să fie mântuită. El are nevoie, el simte nevoia de a fi salvat. Ceea ce rar întâlnim în zilele noastre. Este revoluționară întrebarea asta. Un om care niciodată n-a cunoscut pe Dumnezeu, nu știe cine este Dumnezeul lui Avram, Isaac, Iacov, el nu știe nici despre ce Dumnezeu vorbește, acest Pavel și Sila, despre ce cântau la miezul nopții. Și dintr-o dată, după un cutremur, după cuvintele "nu-ți fă niciun rău, toți suntem aici", acest om cere să fie mântuit. Cere calea pentru a fi mântuit. Domnul, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Observați de ce am spus, pentru că această întrebare este revoluționară. Observați întrebarea pe care le-au spus-o oamenii lui Ioan Botezătorul, apoi lui Petru. Ce au spus ei? Ce trebuie să facem? Cei care au ascultat predica lui Petru tot au spus: fraților, ce trebuie să facem? Well, aici poți să dai multe răspunsuri. Du-te acolo, fă aia, fă altele la biserică, fă mătănii atâtea, citește Tatăl nostru de atâtea ori. Observați întrebarea acestui om dintre neamuri: domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Ei n-au menționat mântuirea și au fost evrei. Iată pe unul dintre neamuri care spun: domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Eu nu vreau să știu ce trebuie să fac, pentru că este atât de vagă această întrebare. Eu vreau specific ce trebuie să fac ca să fiu mântuit. De 2000 de ani, milioane și miliarde de oameni s-au întrebat pe ei, au întrebat pe alții cum pot să fie mântuiți. Și poate că au primit răspunsul corect. Dar, frateți, niciun răspuns nu este complet sau nu ar fi complet dacă nu ar fi spus pe baza Sfintelor Scripturi. Biblia chiar peste și după 2000 de ani, ea este relevantă pentru zilele noastre și are răspuns la marea întrebare: ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Și răspunsul la această întrebare vine chiar de la Apostolul Pavel în contextul acestei întâmplări din temnița din Filipi. Și răspunsul este: crede în El și vei fi mântuit. Dacă putem formula altfel, răspunsul lui Pavel ar suna cam în felul următor: crede-L pe El și vei fi mântuit. Schimbă, nu? Crede în El și vei fi mântuit. Și cuvintele: crede-L pe El și vei fi mântuit. Frații și surori, trăim și trebuie să recunoaștem. E dur, dar trebuie să recunoaștem că trăim într-o lume în care necredința este tot mai la modă. Tot mai la modă. Și fiindcă totul a început de la ceva micuț, astăzi s-a ajuns la un scepticism universal, unde omul nu mai crede în nimic și nu am în vedere sceptici cu privire la credință, nu am în vedere sceptici cu privire la o religie, ci sceptici cu privire la aproape orice dimensiune a vieții. Și într-o astfel de circumstanță și împrejurare a necredinței, este bine să ne examinăm și să ne întrebăm. Mă întreabă-te pe tine, mă întreb eu pe mine, mă cercetez pe această întrebare. Într-o eră, într-un secol al
scepticismului și al agnosticismului. Unii oameni spun că nu sunt destule argumente ca să cred în Dumnezeu. Întreabă-te tu pe tine. Tu crezi pe Dumnezeu ce zice? Tu mai crezi pe Hristos ce spune? Pentru că asta este întrebarea. Asta a vrut să spună și Hristos ucenicilor de la ora de rugăciune. Tu mai crezi ce spune El? Bun, noi citim. Noi citim zilnic, citim la biserică, copiii rostesc versete. Duminica trecută, o fetiță aici la biserică a spus versetul: aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine, în casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Mai credem? Nu te gândi la locașuri. Îl crezi pe Hristos? Amin. Domnul Iisus este în drum spre casa fruntașului sinagogii și Matei ne spune că doi orbi s-au luat după El, care strigau după El și ziceau: ai milă de noi, fiul lui David! Domnul Iisus Hristos aude strigătul acestor doi orbi, parcă îi ignoră, ei strigă în urmă, El este în drum spre casa fruntașului sinagogii, intră în casa fruntașului sinagogii, nu începe discuția cu părinților și observă că acei orbi intră după Iisus Hristos în casa fruntașului sinagogii. Și de mai multe ori am citit acest context și zic: Doamne, de ce faci lucrul ăsta? Ei l-au strigat în stradă pe Iisus Hristos: ai milă de noi, fiul lui David! Era o stradă. Hristos intră în casă, orbii vin, lasă la o parte toată situația cu fica fruntașului sinagogii, se îndreaptă spre ei și le spune: credeți că pot face lucrul acesta? Eu nu știu câte minute au trecut de la strigătul lor din stradă până în casă, poate 5 minute, poate 10 minute. Dar ei au avut timp să gândească, să mediteze asupra strigătului lor. Ai milă de noi, fiul lui David! Trece un timp. El îi întâlnește și îi spune: credeți că pot face lucrul acesta? Frați și surori, mai înainte ei ceruseră milă de la fiul lui David. Desigur, prin milă ei aveau în vedere căpătarea vederei. Și tocmai când ajunge în casa fruntașilor, îl întreabă: credeți că pot face lucrul acesta? Credeți că pot să vă arăt milă? Credeți că pot să arăt milă acum, chiar în momentul ăsta, față de voi? Frate și sorori, lumea zace în pierzare, lumea zace în fără de lege și cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos sună și astăzi. Crezi? Crezi că pot să te mântuiesc? Și dacă sincer, frate și sorori, întrebarea lui Dumnezeu, întrebarea Domnului nostru Iisus Hristos pornește o bătălie mare. Pornește o bătălie mare, știți dintre ce? Dintre inimă și minte. Cineva spunea: cea mai lungă cale este de la minte la inimă. Una este să auzi, una este să citești, să înțelegi și cu totul altceva este să crezi. Ce să fac ca să fiu mântuit? Crede în El. Crede-L pe El și vei fi mântuit. Un alt răspuns la această întrebare, ce să fac ca să fiu mântuit, este: primește-L pe El și vei fi mântuit. Apostolul Ioan scrie Evanghelia sa și în primul capitol el formează imaginea Domnului nostru Iisus Hristos, imaginea Dumnezeului Iisus Hristos. Și în capitolul 1, în primele versete, el îl descrie ca pe cel ce este cuvântul care era cu Dumnezeu și cuvântul era, ne spune, e Dumnezeu. Apoi ne spune că acest cuvânt era de la început. Apoi ne spune că toate lucrurile au fost făcute prin el și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. N-a fost făcut în absența lui. El le-a făcut aceste lucruri. Apoi Ioan spune că el era viața și el era lumina oamenilor. Ioan, la fel ca și prorocul Isaia, îl descrie pe Domnul nostru Iisus Hristos ca pe un om care călătorește. Voi ați văzut oameni care călătoresc. Poate în România cineva își mai aduce aminte
Oameni care călătoresc, oameni care umblă de la poartă la poartă, oameni care umblă și cerșesc, cercetori. La noi erau. Când auzeai și veneau la poarta ta, băteau la poartă și întrebau ce s-a întâmplat, îi spunea, sau îți spunea că gospodarule, uite, mi-a ars casa, mi-a ars cutare, nu mai am nimica, dacă vrei să mă ajuți cu un pic, mama, tata, i-a ajutat cu ceva. Călători, oameni care pleacă de la poartă la poartă și bat la poartă la poartă. Ioan, la fel ca și Isaia, îl modelează pe Dumnezeu Iisus Hristos sub această imagine a unui om care călătorește, oameni care umblă și tot bate la ușă. Să duce cu unii vorbește despre mântuire, vorbește cu alții despre mântuire. Unii ascultă îndemnul lui. Dintr-unul scoate dragi și să cere să-L urmeze pe Hristos. El bate continuu și bate. Ioan și Isaia îl descrie pe, ca pe unul care călătorește, merge, cheamă. Dar mai apoi Ioan îl prezintă pe Iisus Hristos într-o imagine și mai urâtă. Urâtă din punctul nostru de vedere a păcătoșilor. Ne spune că el nu atrăgea cu frumusețea lui. Isaia la fel ne spune. Nu era nimic frumos în el care să-ți atragă privirile? Și apostolul Ioan, reminescent prorocului Isaia, spune a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Frașezor, stăteam și mă gândeam dacă capitolul 1 din Evanghelia după Ioan s-ar fi oprit la acest verset, ar fi vai și amar de noi. Ar fi vai și amar de noi că ce acum eram să fim morți, eram să murim după 80 de ani, după 90 de ani, după 15 ani, să murim tot în păcatele noastre. Dacă se oprea capitolul 1 din Ioan la acest verset, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar mulțumim Domnului, slăvit să fie Domnul, că Ioan, condus de Duhul Sfânt, nu s-a oprit la versetul 10. Nici la versetul 11. Și l-a scris în continuare. Și printre acele versete găsim și versetul 12, care spune, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copiii ai Lui Dumnezeu. Cui? Cui? Nu, textul spune specific, dar celor care l-au primit. Din nou, poate Ioan 10, poate nu înțelegeți cuvântul ce înseamnă a primi. Billy Graham, alți evanghelizatori, strict de la învoane, primește-L pe Iisus Hristos în inima ta. Primește-L pe Iisus Hristos în... Hristos bate la inima ta, primește-L în inima ta. Oamenii nu înțeleg cum să primesc pe Iisus Hristos în inima mea. La fel cum Nicodim nu înțelegea cum să se nască un om bătrân din nou. E bine, Ioan spune, dacă cumva n-ai înțeles ce înseamnă să primești pe Iisus Hristos, spune, adică celor ce cred în numele Lui. Adică celor ce cred în numele Lui. Primește-L și vei fi mântuit. Le-a dat dreptul să se facă copiii ai Lui Dumnezeu, un nume care nu-L poate lua absolut nimeni. Nimeni. Citesc împreună cu fetele călătoria pelegrinului. Și acea imagine când acei trei îngeri, unul le dă o haină albă, le dă un sul pe care spune să-l citească și pune ce? Și pune o pecete pe frunte. Acea pecete nu se poate șterge? Pecetea de pe micul pelegrin, de pe micul creștin, de pe fruntea micul creștin, nu se poate șterge? El este al Domnului. Amen. I-a dat dreptul să se cheme copii al lui Dumnezeu. Cui? Celor care l-au primit, adică celor care cred în numele Lui. Ce să facă să fii mântuit? Crede în El și vei fi mântuit? Primește-L pe El și vei fi mântuit? Amin. Și un cu răspuns, vino la El și vei fi mântuit. Amin. Aș vrea să vă întreb, pământește vorbind, ce are omul cel mai de preț la el? Haideți, universal vorbim, pământește vorbind, ce are omul cel mai de preț la el? Viața. Altcineva? Sufletul? Răspunsurile pot fi multe și vă dau de viața, sufletul, sunt răspunsuri adevărate.
Permiteți-mi să vin cu un răspuns, și eu cu un răspuns care este înregistrat pe paginile Sfintelor Scripturii. Și sunt cuvintele uimitor, cuvintele celui rău. Acum, nu aș vrea. Sunt în Scriptură, odată ce sunt în Scriptură, Dumnezeu a permis acolo să fie, așa că putem să le luăm de acolo și să le folosim. Sunt pe paginile Sfintelor Scripturii. Sunt cuvintele lui Satan. Vă duceți aminte atunci când Satan umplă prin lume, tot călătorește prin lume, prin mahalaile lumii, vine la Dumnezeu și îi spune totul este bine, totul este bine, Dumnezeu îi spune, l-ai văzut pe Iov, Dumnezeu, Satana zice, da, dar nu oare cu scopul că tu îi dai bogății, el te slujește pe tine. Și Satana acolo dă un indiciu atât de fain. Și cred că este ce adevărat. Ia ascultați cuvintele lui. Piele pentru piele. Omul dă totul pentru viața lui. Frate Cosmin, ai avut dreptate. Dă totul pentru viața lui. Frate și surori, stăteam și mă gândeam la aceste cuvinte ale lui Satan, care sunt permise de Dumnezeu în Sfânta Scriptură. Este adevărat. Omul este gata să dea orice pentru viața lui. Și nu e nevoie acum să formăm debate, dezbateri cu argumente? Nu este nevoie de argumente ca să credem această premisă? Fiindcă ni s-a arătat pe pielea noastră proprie prin pandemia care a fost pe timp de un an și încă este cu noi și încă trecem prin ea, realitatea că suntem gata să dăm orice pentru viața noastră. Suntem gata să dăm orice pentru viața noastră. Nu poți, n-ai cum să spui, nu, fratele, nu este așa. Viața mea nu costă nimic, eu sunt gata să plec și la moarte. Nu, stai un pic. Un an de zile, cam asta ni s-a arătat și cam asta ni se va arăta că noi punem un preț foarte mare pe viața noastră. Viață vrea omul. Viață. Și e mizerabilă. Și e grea. Și cu probleme. Și cu mare învolburată și spumegată și tot felul. Descrieți-o în tot felul că David cuvinte nu-i ajunge ca să descrie. Viața este una mizerabilă. Este grea. Și totuși viață vrea omul. Viață vrea fiecare individ. De aceea suntem pedepsiți grav sau sunt pedepsiți grav cei care au comis un omor. Dacă viața n-ar fi importantă, de ce ar fi ei pedepsiți și ar fi stat în închisoare? Dar sunt pedepsiți cu mulți ani după ce au omorât pe cineva, fiindcă viața contează, viața are o valoare. Ce are omul cel mai scump la el? Viața. Dar apare o întrebare la care iarăși trebuie să răspundem. Întrebare care deseori ne-am întrebat. Și cred că și astăzi ne vom întreba din nou, dați-mi voie să o spun. De ce nu vin oamenii la Hristos? De ce nu vin oamenii la Hristos? Din nou, răspunsurile pot fi multe și putem specula mult asupra răspunsurilor, însă permiteți-mi să vin din nou cu un cuvânt, cu un răspuns din partea Domnului, din cuvântul Domnului Iisus la întrebarea de ce nu vin oamenii la Hristos. Și iată răspunsul. Oamenii nu vin la Hristos fiindcă nu vor viața. Wow! Nonsens! Nu face sens! Tocmai ai spus că omul este gata să dea totul pentru viață și de acum îmi spui că ei nu vin la Hristos din cauza că nu vor viață. Se contrazice. Ba nu se contrazice. Ia ascultați cuvintele lui Iisus Hristos. Ioan capitolul 5, versetul 40. Iată ce zice Hristos. Și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viață. Evreii au venit la Hristos. Tânărul bogat a venit la Hristos. Tânărul bogat a avut curajul să vină la Hristos ca să întrebe chiar pentru viață veșnică. Și toți au plecat dezamăgiți. De ce? După gândirea lor, li se părea că el cere prea mult pentru viața
veșnică. Too much. Prețul e prea mare. Și la ce concluzie ajung? Oamenii sunt gata să dea orice preț pentru viața pământească. Mizerabilă, grea, cu datorii, cu dureri, chinjuiți, orbi, cu zeci de operații, în cârjă și totuși vor viața. Sunt gata să intre în datorii, să plătească împrumuturi, împrumuturi de la bancă până la atunci bătrâneți pentru a plăti pentru sănătatea lor cu 20 de ani urmă care și-au restaurat-o. Pe când pentru adevărata viață pe care o oferă Hristos, nu vor să dea nimic. Și ce fac? Se zgârcesc. Mi se pare că plătesc prea mult. Mi se cere prea mult. Sunt prea multe interdicții. Dar prin aceste manifestări non-verbale, ei spun, nu vrem să avem viața pe care tu ne oferi. Nu vrem. Nu vrem. Frații și surori, Hristos știe despre dorința lor, știe mai bine decât eu și cu tine luați împreună. Hristos știe despre dorința lor. Însă această dorință a lor de a nu avea viață veșnică, pe Hristos nu-l oprește. Invitația lui Hristos sună deja de 2000 de ani și din nou și în această zi și acum ea sună din nou. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Frații și surori, doar din nou o scurtă scoatere din arhiva amintirilor noastre din copilărie. Toți am fost la mormântări ortodoxe. Preotul când stă la gura gropii și urmează să intre sicriul în mormânt, preotul zice să se odihnească în pace sufletul lui Utare, domnului X, robul Domnului, să se odihnească în pace. Stai și mă gândeam, preotul dorește odihnă pentru suflet, dând acel trup nesuflețit în pământ. Și Hristos oferă pace și odihnă pentru sufletele noastre în timp ce suntem vii. N-are nevoie acel trup mort de odihnă sufletească după moarte, după ce a trăit o viață de vai și amar? Despre care odihnă se vorbește? Ce dăruiește Hristos în dar? Știți foarte bine acel proverb românesc, într-o minte, o minte sănătoasă într-un corp sănătos. Ce ar fi să spunem într-un trup obosit, un suflet odihnit? Sună bine, nu? Un trup obosit. Dar în schimb, ai un suflet odihnit? Aceste cuvinte pot să devină o realitate atunci când omul răspunde chemării Domnului nostru Iisus Hristos. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Amin. Marea întrebare pe care fiecare ar trebui să și-o pună. Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Are răspuns. Și sunt însă și cuvintele celui care a venit din cer. Crede-mă pe mine, primește-mă pe mine și vină la mine ca să fii mântuit. Și mă rog din toată inima ca fiecare să-și îndrepte gândul spre veșnicia sufletului său tot mai des. De ce? Fiindcă timpul aici pe pământ este scurt. Și dacă pentru viața aceasta scurtă ne cheltuim atâta, ce facem pentru viața veșnică? Cum rămâne cu sufletul nostru, care plânge, cere odihnă sufletească de la Dumnezeu zilnic. Și noi, ca niște zgârciți, refuzăm să dăm odihna pe care Hristos îi oferă. Aș vrea să închei predica din această dimineață cu o poezie scrisă de Costache Ioanid cu titlul Calul și sufletul.
Sunt două cuvinte așa de diferite, numai poetul român putea să pună într-o poezie calul și sufletul și să fie cu rimă. Dar ascultați, calul și sufletul. Pe drum de sat în zor de zi trecea un om, un om cu plete cu lilii, cu chip smerit, blajen. Și cum trecea cu pas domol, înaintând spre deal, zări într-o curte un bărbat ce țesă la un cal. Bătrânul se uită uimit, cu pasul tot mai rar și gânduri tainice-i veneau privind spre gospodar. Iar când ajunse în dreptul lui, îi se adresă din drum. Frumos e calul și îngrijit, e o fală oarecum. Dar uite, dragul meu, un gând am limpezit. Cam cât vreme cheltuiești cu calul zi de zi? 3 ore, taică, dar mi-e drag. E un cal cât 3 mușii, că-și cel mai mândru de la noi e calul meu, să știi. 3 ore? Cum? 3 ore chiar? Ascultă-te, nu-i bai. Dar oare sufletului tău, pe zi, câtă vreme îi dai? O, pentru suflet mă întrebi? Și omul a tăcut. Și a zis apoi că am încurcat, nu-i dau niciun minut. Iar călătorul cel bătrân vorbi ușor și blând, 3 ore zilnic pentru cal și pentru suflet când? Ești un om vrednic ce-i drept și nu ți-e drag să stai. Dar omule, nu te gândești? Ori sufletul nu ai? Eu sunt bătrân și coliliu, dar din ce văd acum, eu calul tău aș vrea să fiu, dar sufletul tău nu. Și când la tronul lui Hristos va fi ca să te sui tu, omul cel cu cal frumos de suflet, ce ai să spui? Prieteni dragi, nu vreau să înșir cuvinte din văzduh, dar oare n-ați uitat și voi de suflet și de duh? Nu cerșelați și voi un cal? Nu pierdeți timpul sfânt? Nu risipiți voi ore întregi pe pulbere și vânt? Întreabă din orice zi în huget hotărât. Atâtea ore pentru cal și pentru suflet cât? Doamne ajută-ne! Să oferim cât mai mult sufletului care plânge, suspină după odihnă și pace. Și este cineva care să-i oferă. Doar trebuie să vină ca să primească mântuirea și să fie mântuit. Amin. Haideți să ne ridicăm și să venim cu rugăciune la sfârșitul serviciului din această dimineață. Doamne bun și milostiv, smeriți înaintea Ta venim și umiliți prin cuvântul Tău, în același timp încurajați, umiliți de faptul că atâta timp într-adevăr și noi folosim pentru atâtea lucruri care să ne satisfacă din, după părerea noastră, sufletul, să avem plăcere din ceea ce facem și totuși când plecăm de acolo, plecăm de la acele lucruri care credeam că ne vor satisface, de fapt plecăm mai goi. Dar, Doamne, inima noastră este plină de bucurie că totuși prin cuvântul Tău ne-ai arătat izvorul, apa care poate satisface această sete a sufletului. Doamne bun, prin cuvântul Tău ne-ai arătat dorința temnicerului care nu Te cunoștea și ai răspuns prin oameni potriviți, prin Pavel și prin Sila, i-a dat răspuns întrebării inimii acestui om care voia să fie mântuit, simțea nevoie de schimbare, de transformare, de schimbare a minții, de a fi mântuit. Și atunci când a întrebat ce trebuie să fac ca să fiu mântuit, Tu prin oamenii Tăi ai spus, crede ce spun eu, crede-mă pe mine. Doamne, și noi avem nevoie astăzi, mărește-ne credința. Amin. Din nou în șuvoiul acestei lumi și în valurile
din jurul nostru care urlă. Avem nevoie, Doamne Iisuse, să ne dreptăm atenția spre cuvântul Tău, spre Tine, Doamne, spre ce spui Tu. Atâtea vorbe, atâtea șoapte ajung la urechile noastre, dar Tu, Doamne Iisuse, ajută-ne să credem ceea ce spui Tu din multele voci. Îți mulțumesc, Doamne Iisuse, că Tu mărești credința noastră. Da. Îți mulțumesc, Doamne Iisuse, că Tu ne primești la cruce, da. Îți mulțumesc, Doamne Iisuse, că Tu ne îndemni și astăzi, Tu ne chem, veniți la mine, veniți la mine și veți avea odihnă pentru sufletele voastre. Îți mulțumesc, Doamne Iisuse, că într-o lume în care tot mai puțin oameni cred în ceea ce spui Tu și cred în existența Ta, Tu te revelezi tot mai mult oamenilor care cred în Tine și oamenilor care își pun încrederea în Tine. Doamne bun și milostiv, Te rugăm, ajută-ne să chemăm și pe alții să vină la Tine. Amin. Ajută, Doamne Iisuse, pe noi să le spunem și altora cum pot să fie mântuiți, de cine pot să fie mântuiți, Amin. Ce trebuie să facă ca să fie mântuiți. Și îți mulțumesc, Doamne Iisuse, că Tu ne vei da putere și ne vei aduce aminte despre cuvintele Tale ca să le putem arăta calea adevărată, așa cum Tu, Doamne Iisuse, ai făcut-o, așa cum Tu ai descoperit-o inimilor noastre. Și îți mulțumesc, Doamne Iisuse, că Tu vei da putere robilor Tăi să vestească Evanghelia Ta Amin. Cu sinceritate. Și îți mulțumim că Tu vei face mai multe lucruri decât putem noi să gândim sau să cerem de la Tine. Fiindcă aceste lucruri, Doamne, le cerem în numele drag și scump al Tău, prin Duhul Sfânt, de la Tine, Tată. Și Harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din cerul și părtășia Sfântului Duh să fie și să rămână cu noi cu toții. Amin. De aceea zic iarăși Dumnezeu Sfânt, El ne iubește pe noi pe toți. De aceea zic iarăși Dumnezeu Sfânt, zilnic în viața noastră înălțăm anumite persoane, înălțăm anumite lucruri, dar ca și oameni mântuiți noi ar trebui să-L înălțăm doar pe Dumnezeu. Amin. De aceea în seara aceasta ne vom uita și vom încerca să răspundem la întrebarea ce trebuie să fie înălțat în viața unui om mântuit. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Dar până atunci, apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Amin.